Răsturnare de situație în cazul afaceristului Dragoș Săvulescu. Miliardarul vrea să dea România în judecată la CEDO și se ceară despăgubiri pentru că a fost arestat în Grecia. Vă reamintesc, Săvulescu a plecat din țară după condamnarea definitivă la 5 ani de închisoare și jumătate în dosarul retrocedărilor de plaje. Georgiana Murgilă vine cu toate informațiile. Georgiana, bună ziua! Bun găsit, dar iată, vorbim despre o răsturnare de situație, având în vedere că în urmă cu ceva timp vorbeam despre un Dragoș Săvulescu care era sub control judiciar. Iată, acum vorbim despre același afacerist care spune că va da România în judecată la CEDO. Ce înseamnă asta? Înseamnă faptul că el practic va aduce toate argumentele în așa fel încât să demonstreze faptul că ar fi fost victima unui abuz din partea statului român, având în vedere că acesta a fost arestat, știm foarte bine, reținut pe teritoriul Greciei în baza unui mandat european de arestare. Un mandat despre care spune Dragoș Săvulescu prin avocații săi faptul că ar fi trebuit anulat, având în vedere că pe teritoriul Italiei s-a recunoscut pedeapsa primită în România, ba chiar știm foarte bine, a fost micșorată și transformată într-o pedeapsă cu suspendare, în așa fel încât pe teritoriul Europei ar trebui să funcționeze recunoașterea acestei sentințe date de statul italian, chiar și de România, în așa fel încât nu ar fi fost valid acel mandat european de arestare. Ei bine, Dragoș Săvulescu spune faptul că este victima justiției din România, de altfel încă de când a fost condamnat pe teritoriul statului român, acesta a expus public această presupusă nedreptate care i s-ar fi făcut.